la motorul Land Rover pe lance. Uite, montăm axul cu came. Deci avem axul cu came, am montat tachetă. Toată chise în culoasă. Aceștia stachițe sunt hidraulici. Intră un lei prin acest orificiu, în acest canal are un orificiu și presează dispozitivul din interiorul tachetului pe tija la supapă. Acum trebuie să montăm axul cu came, axele astea, acesta e pentru evacuare, acesta e pentru admisie. Ele sunt la fel, identice, mă. M-am uitat, le-am verificat să văd dacă e ceva diferență, dar nu e nicio diferență între ele. E același ax. Am un pic de ulei pe came. Partea de acționare a axului, avem un bolț, vine în față, înspre mine. În capac. Vedem unde avem, că unul e aici, ăsta acolo, și unul îl trebuie aici. Monta capacul peste culbutori, punem șuruburile și strângem. Am strâns capacul la axele cu came. Vrem să montăm simeringurile la axele cu came. E bun că intră în viață. Ce ai de 32? Ai 32. Acum și acolo de două. Aici, va merge și aici, e lungă tubulara. Acum ce trebuie să mai montăm, avem pinioanele, dar la pinioane trebuie să facem două bolțuri, că pe astea originale sunt niște știfturi de subțări și uite că s-au strâns și pinionul joacă, păi el are joc. Facem niște știfturi din oțel mai rezistente un pic, să nu mai joace pinionul. Dă-mă pinionul, hai să vezi cum are joc. Are mult joc, stânga-dreapta. Asta e dincolo, dar nu e problema că e tot ăla. Uite-l, eu. O jumătate de dinte. Aproape un dinte. Este un știft elastic și e invers, tot așa se adună.
joacă și știftul în bolț, în ax. Facem un știft mai gros. La montajul chioloasei de la autoturismul Land Rover, am întâlnit la pinioanele de la distribuție o problemă. Are axul, are o orificiu unde are un bolț care se blochează pinionul pentru a roti să rotească pinionul axul. Acum acest bolț este un știft elastic și are joc și în orificiu și dacă montăm pinionul are joc pinionul pe ax cam un dinte. Are joc cam un dinte. No, și atunci eu am confecționat un bolț plin din oțel, mai gros, să eliminăm jocul la pinion. Montarea pinioanelor PAX. Aceasta este în partea dreaptă, este evacuarea și în partea stângă este admisia. Trebuie să pinioanele sunt identice și trebuie să corespundă partea stângă să avem admisia și partea dreaptă avem evacuarea. Bun. S-a montat pinionul, am mai polizat un pic din bolț și acum se blochează pinionul pe ax cu șurubul. La montarea chioloasei trebuie rotit motorul de la arbore să aducem pistoanele la partea de mijloc și pinionul are două semne. Îi las semn acum. Pinionul trebuie să corespundă cu semnele pe semnul de pe bloc. Trebuie rotite pistoanele și adusă toate pe partea de mijloc. Pinionul are două semne, dă-o un pic mai în spate, și se corespundă cu mijlocul ăla, cu semnul ăla de pe bloc. Dar cred că mai trebuie numai un pic. Montăm garnitura pe bloc. Avem aici ceva notat pe garnitură cu partea aia în sus. Oricum, în altă poziție nu putem pune pentru că nu ne dă aici la pompa de apă. O ungem un pic. Cilindrii ungem un pic cu un lei. Încercăm să montăm chioloasa sus. Punem chioloasa sus. Acum. Avem dispozitivul de blocare a pinioanelor ca să rămână în poziția care trebuie să nu se miște pinioanele și o așezăm pe să dea la bolțurile alea a doua.
Acum. E bun. Am așezat chioloasa pe bloc, pe garnitură. Acum montăm șuruburile, uite ce șuruburi scurte avem. Șterge-le un pic.